Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, deschideți Sfintele Scripturi împreună cu mine la cartea Deuteronom. Capitolul 20, citesc un singur verset. Versetul 1. Deuteronom 20:1. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi și vei vedea cai și care și un popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului este cu tine. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Înainte de a intra în mesajul acestei seri cu care concludem șirul acestor servicii și ore de părtășie frățească, permiteți-mi din nou să mulțumesc Domnului pentru binecuvântare și pentru ocazie, pentru invitația care am primit-o prin păstorul dumneavoastră, prin fratele Martin, și pentru felul frumos și plăcut în care m-ați primit. Mi-ați arătat o dragoste și un respect deosebit și nu pot decât să fiu recunoscător și să mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră, pentru toți. V-ați făcut și m-ați făcut să apar în atâtea poze că încât m-am gândit să mă duc în hol și să taxez 5 lire pe poză. Na. Nu vreau să uit nici astăzi, nici la ora aceasta, să mulțumesc gazdelor mele care m-au primit fără să le cunosc, că n-am avut părtășie cu dânsii până acum, sora Angela și fratele Petrică Puicar, și în fiecare seară, de când sunt aici, au răbdare până la miezul nopții, până ajung eu acasă și stau după mine acolo ca să mă ajute și să mă servească cu lucrurile de care aș avea nevoie. Dumnezeu să îi răsplătească pentru dragostea aceasta. Eu le rămân dator. Apoi astăzi am avut un lunch așa ca la Ardeal. Lile și Cornel Hirj, care sunt membrii la noi la biserică, nu m-au venit la dumneavoastră cu împrumut, s-au întrecut făcându-ne pe fratele păstor și pe mine să ne simțim bine în familia lor, și măcar că Domnul i-a binecuvântat cu o familie mare, nu li s-a părut greu să-și deschidă ușa și inima și frigiderul și bucătăria ca să pregătească o masă foarte gustoasă și bogată. Mulțumesc, sora Lili, și nu-l văd pe Cornel, nu știu unde-i, dar îi spui thank you. Și am rămas apoi dator la fratele păstor Virgil și la soția dânsului, sora Raluca, care au fost, ca să nu le folosesc un termen să vi se pare că este jos, au fost șoferii mei, m-au dus la biserică astăzi undeva în câmp, într-un cort, biserică frumoasă, vie. Am avut o părtășie foarte bună cu frații de acolo și am încheiat cu rugăciune pentru și ungeri cu undelen pentru cei care au manifestat dorința aceasta. Dumnezeu a lucrat și cred că Dumnezeu lucrează și în seara aceasta. Și de aceea suntem aici ca să concludem întâlnirea aceasta și să fim siguri că atunci când ne vom ruga lui Dumnezeu, la sfârșitul serviciului divin, Dumnezeu ne primește rugăciunea, ne primește închinarea și ne ascultă pe fiecare. Am început un an nou și în anul acesta nou
ne putem aștepta la multe lucruri. Unul din lucrurile la care ne putem aștepta și care nu o să vă placă, despre care am să vorbesc în seara aceasta, va fi războiul, luptă spirituală. Aici cuvântul Domnului spune, când vei merge la război, nu spune dacă vei merge, ci când vei merge. E posibil ca anul acesta să ai război, să ai confruntări, opoziții, lupte. Cel rău nu o să fie liniștit să ne lase în pace pe niciunul dintre noi. Câtă vreme suntem în drum spre împărăția eternă a lui Dumnezeu, atâta vreme suntem în opoziție cu cel rău. De aceea să nu vă surprindă dacă în anul acesta veți întâlni lucruri care o să vă zdruncine, poate, în credință, să vă clatine, o să vă provoce dezamăgiri, îndoieli, decepții, depresii. Însă partea bună este, după cum spune cuvântul acesta, partea bună este că nu suntem singuri în războiul acesta. Domnul este cu noi. Pentru că aici așa spune aici, Domnul care te-a scos din țara Egiptului este cu tine. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Domnul care ne-a scos din lume este cu noi. Dacă a rămas cu evreii după ce i-a scos din Egipt și nu i-a abandonat, este și cu noi după ce ne-a scos din Egiptul păcatului. Credeți lucrul acesta? Amin. Mesajul meu se va intitula în această seară, va fi război. Va fi război. Nu știu care va începe lupta, nu știu care va fi primul. Poate unii sunt deja în război, au început. La noi, acolo, în California, de unde vin, am avut în ultima lună, luna decembrie, în comunitatea română, câteva decese, printre care și un tânăr, încă nu este înmormântat la ora aceasta, s-a luptat mult cu cancerul, mari îmbupte. Poate Lili știe, și în ajunul Crăciunului a căzut pe frontul acesta, pe bătălia aceasta. Dar sigur, a plecat în brațele Domnului, nu s-a dus în lume, a plecat în brațele Domnului. Suntem într-un număr frumos aici, nu știu dacă toți ajungem la sfârșitul anului, nu știu cum vom sta în fața acestui război. Însă eu am să vă prezint prin harul Domnului, cu mult respect pentru Domnul și pentru dumneavoastră, cum trebuiește privită bătălia aceasta spirituală, războiul acesta spiritual în anul acesta în care ne stă în față și în care Domnul ne-a îngăduit să intrăm. Sunt 5 lucruri în acest verset de care trebuie să ținem cont. 5. Primul este profeția despre război. Aici este un cuvânt profetic. Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi. Nu este o opțiune. Războiul este o necesitate. Dacă cel rău ne asaltează, nu putem să dormim. Nu putem să stăm nepăsători. Este una dintre cele mai neplăcute profeții în Scriptură și sper că ascultați cu atenție așa cum ați făcut până acum. Una dintre cele mai neplăcute profeții făcute în Scriptură a fost făcută de Domnul Iisus Hristos. Ioan 16:33. În lume veți avea necazuri. Profeția aceasta nu ne place. În lume veți avea necazuri. Cui plac necazurile?
Cui plac necazurile? Mie nu-mi plac. Am avut parte de multe, dar nu-mi plac. Cred că la niciunul dintre noi nu plac necazurile. Iar în textul de astăzi, când vei merge la război, deci nu, încă o dată, nu spune dacă vei merge, că s-ar putea întâmpla să fie război. Va fi război. Va fi război. Poate va fi un cancer în familie. Poate o neînțelegere în familie. Poate o pierdere în business. Poate o pierdere în sănătate. Poate o pierdere în familie în sensul soțului, soției, copilului. Războiul are multe cazualități, multe pierderi și poate să fie în multe feluri. Iar profeția aceasta pe care o face Domnul Dumnezeu aici prin Moise este că va fi război. De aceea, creștinul trebuie să fie tot timpul într-o stare de veghere, de atenție. Și starea aceasta de veghere, de atenție, se face depinzând de Domnul, rugându-ne lui Dumnezeu, cercetând cuvântul lui Dumnezeu, păstrând părtășia frățească. Vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, nu stați acasă pentru că se transmite live pe internet serviciul divin. Și prin aceasta veți spune, am fost și eu parte din biserică. Dacă vreți răspuns la această întrebare, răspunsul este acesta. La orice trebuie să avem răspuns biblic. Și răspunsul este acesta. Nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. Și aceasta spune cuvântul Domnului, cu atât mai mult cu cât vedeți că vremea se apropie. Dacă stăm împreună, putem să luptăm. Pentru că dacă ne izolăm, că eu și așa văd pe internet. Și știți ce fac cei ce stau la internet? Cei mai mulți deschid Râul Sfânt. Nu? Așa, Râul Sfânt. A, zice, predică Gog, pe ăsta l-am mai auzit. Intră pe Râul Vieții. Aici predică Jimmy, pe ăsta îl știu. Schimbă mai departe. Și două ore tot schimbă. Și când s-a terminat transmisia, știți ce a văzut și știți ce a urmărit? Nimic. Nimic. Ăsta este programul cel mai de regulă la cei mai mulți. A venit un frate la mine și a zis, ați văzut că soția mea nu prea vine cu mine la biserică. Zis, am văzut și am vrut să vorbesc cu voi. Ce se întâmplă? Ce... s-a obișnuit așa de mult cu internetul că stă la internet cât, pe timpul serviciului divin. Și apoi, și să vezi, zice, în două ore, zice, urmărește 10 biserici. A zis, s-o crezi tu? S-o crezi tu? N-a urmărit nimic în două ore. Cum să nu, zice, a schimbat pe toate, da. A auzit litera A la biserica din Chicago și a auzit litera Z la biserica din Oradea. Va fi război și ca să nu fii singur în război, trebuie să fim împreună cu frații, trebuie să fim împreună cu surorile, trebuie să fim împreună cu armata, cu oștirea lui Dumnezeu, cu biserica lui Hristos. Și problema ta, necazul tău, să o împărtășești cu cei de lângă tine. Pentru că dacă o împărtășești cu cei de lângă tine, vei vedea că este mai ușor în luptă. Când vei ști că cineva se roagă pentru tine. Când vei ști și vei auzi că cineva îți poartă povara înaintea lui Dumnezeu. Este așa de mângâitor să spună cineva, mă rog pentru tine. Și nu să o spun așa numai ca să mă simt bine, să te simți tu bine. Să o facă, mă rog pentru tine. Eu am întâlnit frați și surori peste tot, fiindcă am umblat mult, mulțumesc Domnului, am călătorit în lumea aceasta, în lung și în lat, am întâlnit frați români
care au venit și mi-au spus, frate Gog, să știți că m-am rugat pentru dumneavoastră și mă rog pentru dumneavoastră. Am un prieten în Ploiești, am mai mulți acolo, dar prietenul acesta despre care vă spun, când a aflat că am căzut în comă, a zis, nu se poate. Domnul trebuie să-l ridice pe fratele Gog de acolo. Și știți ce a făcut? S-a dus la postul de radio creștin din oraș, în Ploiești, și a făcut o donație acolo către postul de radio și a spus, următoarele 3 zile anunți în fiecare zi, nu știu de câte ori pe zi, câtă donație a făcut acolo, și spui, vinerea care vine este post și rugăciune pentru pastorul Lazar Gog, să-l trezească Domnul din comă și să-l readucă la viață, să-l dea familiei. Și vineri, seara, pentru toți cei ce vor să se roage și pentru toți cei ce vor să simtă cu necazul acestei familii, de oriunde ar fi ei, să vină la Câmpina, în orașul Câmpina, lângă Ploiești, pentru că acolo am închiriat o sală, nu știu ce sală, deci el s-a dus și a plătit din buzunarul lui și a închiriat o sală pentru o seară de la ora 6 până la 12 noaptea să vină la rugăciune. Știți că s-au dus la rugăciune și au postit în ziua aceea pentru că au auzit anunțul din tot județul Prahova. Între 5 și 700 de persoane s-au dus și s-au rugat o seară întreagă. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Este pentru că la război nu se merge singur. Nu se merge singur. Este o profeție. Va fi război. Nu ne place profeția, dar aceasta se va întâmpla. Ce formă va avea? Nu știu să vă spun. Poate să aibă forme multiple. Atacul, asaltul poate să fie pe diferite fronturi. Însă, cu ajutorul familiei, cu ajutorul prietenilor temători de Domnul și cu ajutorul Bisericii lui Hristos, războiul poate fi câștigat. Poate fi câștigat și va fi câștigat. Deci primul aspect pe care îl vedem aici este profeția despre război, despre necaz, despre probleme. Al doilea lucru pe care îl vedem revelat în acest verset este percepția noastră despre război. Percepția noastră despre război. Ia uita ce spune aici. Și vei vedea cai și cară și un popor mai mare la număr decât tine. Percepția cu care mergem la război este aceasta. E prea mare problema pentru mine. E prea mare problema pentru mine. Și vei vedea cai și cară și un popor mai mare decât tine. Întotdeauna, dar întotdeauna, necazul meu este cel mai mare necaz. Necazul tău este cel mai mare necaz. Ați observat lucrul acesta? Nu știu dacă mai avut cineva probleme cum am eu și câte am eu. Avem această percepție exagerată că vrăjmașul este mai mare, că vântul este mai puternic, că dimensiunea bolii este mai cumplită decât la alții. Criza creată în relațiile de familie este mai mare și mai nerezolvabilă decât în cele mai multe părți. Și aceasta pentru că ne uităm la vrăjmaș, la carele lui, la caii lui și la numărul care este cu el. Dar dacă ți-ar deschide Domnul ochii ca și slujitorului lui Elisei, ai vedea realitatea. Știți ce a spus slujitorul după ce s-a rugat Elisei pentru el? Deschide-i, Doamne, ochii să vadă și el. Ce a zis?
stăpâne sau cum părinte, mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei. Mai mulți. Pentru că Domnul poate da o hotărâre să vină un număr infinit de îngeri în ajutorul tău și în ajutorul meu. Asta o face Dumnezeu. O face pentru că este mare, pentru că este puternic. Dar tu și cu mine trebuie să rămânem ancorați în Dumnezeu și să nu fim luați prin surprindere, cum zice Apostolul Petru. Să nu vă surprindă încercarea de foc care a dat peste voi, războiul care a venit peste voi. Pentru că ați avut profeție în direcția aceasta, cuvântul Domnului v-a vorbit în direcția aceasta. Și veți zice, da, n-ați găsit ceva mai bun, frate Gog, să începem anul cu așa o profeție sumbră, că va fi război? Începem anul cu realitate, fraților. Cu realitate. De ce să ne mângâiem bună oară cu lucruri ireale? Anul acesta o să fie cozonaci peste tot. O să ploaie numai lire de aici încolo. Și dolari, încât nu o să știm unde să-i mai punem. Nu se întâmplă așa ceva. O să fie înnorat, o să fie tulburare, o să fie lipsă, o să fie pierdere de serviciu, o să fie pierdere în business, o să fie lucruri de felul acesta care o să te prindă. Dar fii atent la percepția care o ai. Să nu crezi că problema este mai mare decât tine. Tu ești mai mare decât problema. Tu, eu sunt mai mare decât problema. Apoi, niciodată nu te uita cât de mare este problema ta, ci uită-te cât de mare este Dumnezeul tău. Pentru că dacă te uiți la cât de mare e problema ta, nu mai vezi mărimea Dumnezeului tău. Nu mai vezi mărimea Dumnezeului tău. Tu ai nevoie de Domnul, ai nevoie de atingerea Lui, de mângâierea sufletului tău, de umplerea ta cu prezența Lui Dumnezeu. Și când ești plin de prezența lui Dumnezeu, războiul în care vei fi antrenat și în anul în care am intrat, va fi un război pe care îl vei câștiga. Pe care îl vei câștiga. Și vă rog, fraților, și vă invit să nu vă scape o zi în care, rugându-vă Domnului, să nu uitați să cereți, Doamne, ocrotește în familia mea și în ziua de astăzi. Ocrotește biserica în care mă închin și în ziua de astăzi. Și ocrotește orașul și țara în care trăiesc și în ziua de astăzi. Pentru că dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba pui armata americană să te apere, că nu ajută la nimic. Domnul este tăria noastră. Domnul este tăria noastră. De El avem nevoie. Este o întâmplare puțin umoristică, dar reală. În America încă trăiește un mare păstor, teolog, un om care a avut o influență extraordinară asupra lucrătorilor bisericii din Statele Unite. A vizitat și Anglia, țara dumneavoastră, este doctorul Lloyd Ogilvy. Doctorul Lloyd Ogilvy a fost pastorul bisericii presbiteriene din Hollywood, California. Și acolo, în inima fără de legi, în Hollywood, omul acesta a fost folosit de Domnul și a păstorit o biserică, acum s-a pensionat, o biserică de peste 3.000 de membri de credincioși. O mărturie extraordinară. Datorită influenței lui mari în lumea teologică și în lumea politică, pentru că toată lumea îl suna să-l consulte, având un cuvânt puternic, a fost numit
capelanul Senatului Statelor Unite. Este o poziție foarte înaltă să aibă un slujitor al Domnului, să fie numit capelanul, cum ar fi pastorul Senatului American. Ce face capelanul? Consiliază pe toți senatorii, se roagă pentru problemele lor, începe ședințele lor de lucru cu rugăciune, le citește un cuvânt din Biblie, le explică cuvântul acela și stă la dispoziția lor 24 de ore pentru orice criză ar avea, că cine nu are crize, cine nu are probleme. Dar spune, povestește doctorul Lloyd O'Gilvy, zice, după ce am fost pus în poziția aceasta așa de înaltă, sigur că mi s-au deschis uși mai multe decât am avut până acum. Și am primit atâtea invitații să mă duc în atâtea locuri să vorbesc, să vorbesc la businessmen, să vorbesc la politicieni, să vorbesc la întreprinderile nu știu care, și la conferințe, la congrese. Și oriunde te duci, fiecare are obiceiul lui. Și spune Lloyd O'Gilvy, în weekendul acesta am fost invitat, cu mult înainte, sigur că așa se face programul, schedule-ul, am fost invitat la o biserică episcopală. Episcopale sunt biserica anglicană în Statele Unite. Dar ramura evanghelică, nu ramura asta ortodoxă. Și spune, obiceiul în această biserică era acesta. Când mergeai la biserică, păstorul și cu staful lui pastoral trebuiau să intre într-o anumită ordine în biserică, așa în șir. Păstorul era îmbrăcat cu roba lui de doctor în teologie și a spus, dacă avea musafir, după păstor era musafirul. Și apoi asistenții se duceau pe platformă, cum sunt eu aici, și după ce ajungeau pe platformă, păstorul se duce la microfon și spune așa, Domnul să fie cu sufletele voastre. Și biserica îi răspunde în cor, că biserica îi prezentă. Așa se începe serviciul divin. Și biserica îi răspunde, și tot așa și cu sufletul tău. Deci, Domnul să fie cu sufletele voastre și tot așa și cu sufletul tău. Și zice, intrăm în biserică, se duce păstorul la microfon și zice, Domnul să fie cu sufletele voastre. Dar microfonul a fost închis. Nu-l auzi nimeni. Sunt toți spre cei de la stație și au zis, tare ca să audă, e ceva rău cu microfonul acesta. Dar între timp i-a dat drumul la microfon. Al biserica, în virtutea inerției și a obiceiului, a spus, și tot așa și cu sufletul tău. Și spunea doctorul O'Gilvy, a fost o situație penibilă pentru păstorul senior, dar o situație reală, pentru că e ceva rău cu sufletul nostru, de aceea trebuie să fim într-un loc cum este casa Domnului. Pentru că dacă nu suntem într-un loc cum e casa Domnului, unde să învățăm adevărul de la Dumnezeu și de la planurile celui rău, așa cum a zis Apostolul Pavel, nu m-am ferit să vă vestez tot planul lui Dumnezeu, atunci intrăm în război nepregătiți. Ne prinde nepregătiți. Din nou, percepția. Nimeni, dar nimeni să nu creadă că necazul lui sau necazul ei, războiul lui sau războiul ei este mai mare decât puterea personală, spirituală. Pentru că Apostolul Pavel spune că Domnul n-a îngăduit nici o ispită, este vorba de încercare, nu de ispitire, nici o încercare peste noi care să fie peste puterile noastre de a duce. Și nu numai că nu este mai mare decât noi, spune, odată ce a îngăduit, a dat drumul și la posibilitatea de ieșire din ea.
De aceea vreau să vă încurajez. Nu vă uitați la mărimea problemei. Din nou, uitați-vă la mărimea Dumnezeului vostru. Avem pe cel mai mare Dumnezeu. Avem pe singurul Dumnezeu adevărat, care este de partea noastră. Dumnezeu este cu noi. Și de aceea percepția noastră trebuie să fie nu percepția de oameni învinși. Învățătorule, pierim! Percepția noastră trebuie să fie de oameni care cred în Dumnezeu și în cele mai dificile situații și cred că Dumnezeu ia aminte la suferințele noastre. Mărit să fie Domnul! Deci primul este profeție. Când veți merge la război. Doi, este percepția. Veți vedea cai și cară și popor mai mare decât voi, număr mai mare decât voi. Percepția este să te îngrozească, să nu te îngrozească. Este al treilea lucru. Preceptul. Ce înseamnă precept? Regula. Regula. Spune, preceptul este acesta, să nu te temi de ei. La război nu se merge cu frică. Regula de a lupta este să nu mergi cu frică. Preceptul este acesta. Războiul meu este al Domnului. Războaiele sunt ale Domnului și biruințele sunt tot ale Lui. Sunt tot ale Lui. Să nu te temi. Am să vă ilustrez cu o experiență personală. Am fost într-o țară europeană și predicam într-o duminică seară, așa cum predic la dumneavoastră seara aceasta, dar venisem din alt oraș și mulțumesc. Am venit din orașul în care am predicat dimineața, în cealaltă am venit cu trenul. Și probabil că zneam cu românică și la șele întârzia trenul. Da, mă rog, am ajuns, am fost luat de un frate care m-a așteptat la tren și am fugit la biserică direct după învon. I-am spus fratelui păstor să mă ierte, dar n-am putut să împing trenul mai repede. Așa a venit, așa am ajuns. Și fratele a zis, frate Gog, am înțeles, nicio problemă. Și zice, uitați, mai avem două cântări și predicați. Abia mi-am tras sufletul, am zis, ce să predic? Ăsta e mesajul care îl predic, am zis eu. Și îl întreb pe fratele păstor, uitați, frate păstor, ăsta e pasajul din care vreau să predic. Așa simt în inimă. Este ok cu programul dumneavoastră sau cu ce aveți aici în seara aceasta? Da, frate Cuc, zice, ce vă pus Domnul nimeni? Noi nu dăm mesaj la nimeni, nu dăm text la nimeni. Dacă e trimis de Dumnezeu, are Dumnezeu mesaj. Nu-i dăm noi mesaj la cel ce vine să ne predice cuvântul Domnului. Și, bun, mulțumesc. Și stăteam și meditam cum să încep mesajul și să predic. Și în timp ce meditam, a început ultima cântare, a început corul, acolo cânta corul, ultima cântare, corul. Și în timp ce cânta corul, dumneavoastră mă auziți bine acum, nu? Am auzit o voce la fel de clară și de puternică cum mă auziți dumneavoastră pe mine prin amplificare, care mi-a zis așa, Lazare, schimbă-ți mesajul. M-am întors spre păstor, am zis, mă, nu i-a fi plăcut textul și s-a răzgândit.
Și am zis, frate păstor, ați zis ceva către mine? Și a spus, nu, n-am zis nimic, frate Gog. Am mai stat câteva secunde doar. Și din nou glasul acela mi-a zis, Lazare, schimbă-ți mesajul. Mi-am dat seama că îmi vorbește Domnul. Și am zis, Doamne, dacă ești Tu, ce mesaj să spun aici? Că acum termină corul și eu trebuie să, da, așa în gând, termină corul și eu trebuie să mă ridic să predic. Dacă acum mi-ai spus să-mi schimb mesajul, eu nu știu cu ce mesaj să mă ridic. Și glasul Domnului mi-a vorbit din nou. Exact așa cum m-a auzit dumneavoastră, așa l-auzeam eu pe Domnul. A zis, deschide Biblia, dar să știi că eu o voi deschide pentru tine. Și te uiți pe textul din partea dreaptă. Și de acolo va trebui să predici. Am deschis Biblia și s-a deschis la un text și Domnul mi-a zis, acela este din partea dreaptă, de acolo să vorbești. M-am uitat pe el și mă întorc către păstor și spun, frate păstor, să știți că mi-am schimbat mesajul. Și frate păstor a zis, vorba ce e, țară liberă. Corul a terminat de cântat și m-a ridicat să predic. Și am spus bisericii, fraților, am venit la dumneavoastră cu un mesaj în gândul și în inima mea. Dar stând pe bancă și așteptând să încheie corul cântarea ca să vorbesc, Domnul mi-a schimbat mesajul. Nu știu pentru cine, dar mi l-a schimbat. Am predicat cuvântul Domnului, am vorbit cam 50 de minute, probabil atâta vorbesc și la dumneavoastră, frate Martin, puteți să sunați cu clopoțelul. Nu. Și când s-a terminat serviciu, am coborât în biserică, printre frați. Trei persoane au venit la mine, un bărbat și două femei, independenți unul de celălalt. Și au zis, frate Gog, vreau să vorbesc cu dumneavoastră, vreau să vorbesc cu dumneavoastră, vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Și am zis, ok, dar scurt, că nu puteți monopoliza timpul unul singur. Vă spuneți ce aveți de spus în 3 minute, ca să pot să aud pe mai mulți dacă vor să vorbească cu mine sau să mă rog pentru ei. Și prima persoană care a vorbit cu mine a fost o femeie, o soră. Am zis, haideți aici mai la o parte ca să fie liniște, că erau plecați din primele rânduri și gălăgie era mai în spate și să pot să vă aud. Și sora aceasta a zis așa, și-a luat geanta și a zis, frate Gog, vă rog să vă uitați în geanta mea. Și m-am uitat la ea și am zis, soră, eu sunt un om serios, nu caut în gențile femeilor, nici la soția mea nu umblu în geantă, numai când am nevoie de bani. Da. Și sora a zis, nu frate Gogă, eu sunt femeie serioasă, dar vă rog frumos să vă uitați în geanta mea. Și am zis, ok, deschideți-o și țineți-o deschisă, să arunc o privire, că nu-mi pun eu mâna pe geanta dumneavoastră. Și deschide femeia geanta și pe trei lucruri am văzut în geantă. Erau două flacone de pastile din acelea cu codeină foarte puternice. În fiecare erau, cred că, câte 30 de pastile, așa cum se vinde
erau două flacone de pastile cu codeină și o sticlă de whisky. Ați auzit bine? 750 de mililitri de whisky, era sticlă mare, deci aproape un litru. Și femeia aceasta mi-a zis, frate Gog, asta este formula mea ca în 2 ore să mă sinucid. M-a părăsit soțul, am rămas cu 5 sau 7 copii, spunea, și de 9 luni de zile mă lupt și cu o neputință fizică foarte acută. Nu mă mai ajută nimeni și nu mai am nici un bănuț. Eu nu de-aia vă spun dumneavoastră, ascultați numai, că nu vreau să vorbesc cu dumneavoastră ca să vă cer bani. Dar vreau să vă spun ce planuri, cu ce planuri am venit la biserică. Am făcut ultima mâncare la amiază și o rămas suficientă mâncare și pentru seara aceasta, pentru copiii mei. Și am zis Domnului, eu nu-i dau ultimatum la Domnul, dar i-am zis Domnului așa, Doamne, dacă te mai gândești la mine și mai ai ceva cu mine, dacă nu-mi vorbești în seara aceasta, mă duc ultima dată la adunare, dacă nu-mi vorbești în seara aceasta, eu vin acasă de la biserică, dau de mâncare la copii, îi culc și am făcut rost de pastilele acestea, deci 2 flacone, și cineva m-a învățat că dacă le beau pe toate odată cu alcool, face o reacție chimică foarte urâtă, încât îți distruge ficatul la câteva jumătate de oră, o oră. Te intoxică și nu te mai trezești. Adormi și nu te mai trezești. Mori. Și eu m-am pregătit să mă sinucid în noaptea aceasta. Dar am vrut să stau de vorbă cu dumneavoastră, ascultați, și să vă spun, este bine că ați ascultat de Domnul să vă schimbați mesajul, pentru că l-a schimbat pentru mine. Dumnezeu mi-a salvat viața în seara aceasta și mi-a salvat familia. Știu ce am să fac, știu ce am de făcut. Nu-mi trebuie să mă ajute nimeni. Nu trebuie să mă ajute nimeni, pentru că Domnul mi-a vorbit prin cuvântul care l-ați vestit în seara aceasta. Eu nu știu ce am spus, dar din cuvântul care a fost spus, pentru ea a fost cuvântul potrivit. Preceptul care este? Nu te teme. Ăsta e preceptul. Formula de luptă, ca asta înseamnă precept. Formula de luptă în război este nu te teme. De ce? Pentru că Domnul este cu tine. De ce e să nu te temi? Da, frate, da, mă doare, am cancer, am copilul bolnav, am copilul fugit de acasă, am soțul, am soția, am... Nu semnează să fii nepăsător la ce s-a întâmplat în casa ta sau în familia ta sau în viața ta. Ci când zice nu te teme, este să nu te lași dominat de frică. Pentru că din impasul acela te ridică Dumnezeu. De aceea profețesc peste dumneavoastră un an de biruință. Un an de biruință. Un an de îndurare. Un an de ridicare. Dacă mergem după formula acestui cuvânt. Dacă mergem după formula acestui cuvânt. Deci,
profeție despre război. Când veți merge la război. 2. Percepția. Veți vedea cai și cară și oameni mai mulți decât voi. Mai influenți, mai puternici. Percepția aceasta ne cutremură. Preceptul este: caută să-ți păstrezi liniștea. Și apoi este al patrulea aspect. Este prezența divină. Prezența divină. Căci Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului este cu tine. Credeți că Dumnezeu este aici? În locul acesta? Este aici, fraților. Este aici. Și nu știu de ce unii stau nepăsători și nu-i mișcă cuvântul Domnului, nu-i atinge adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu e aici. Și e aici pentru tine și e aici pentru mine. Cum este argumentul acela clasic, care sună în felul următor: credeți că la ora aceasta, în sala aceasta, sunt mii de voci, de glasuri? Faptul că nu le auziți nu semnează că ele nu sunt. Ne trebuiește un aparat de radio și auzi 100 de posturi de radio, toate vocile sunt aici. Este așa? Deci faptul că nu le auzi nu semnează că ele nu sunt. Știți că la ora aceasta, în momentul acesta când stau în fața dumneavoastră, în sala aceasta, sunt mii de imagini. Faptul că nu le vedem nu semnează că ele nu există. Ce ne-ar trebui ca să le vedem? Un televizor, un monitor, un telefon. Și atunci le vedem dacă le deschidem. Pe toate canalele, altfel de imagini. Ei, în sala aceasta, în momentul acesta, este plină de Dumnezeu. Faptul că nu-L vezi cu ochii de carne nu însemnează că Dumnezeu nu este aici. Aparatul de care ai nevoie este credința. Prin credință, Dumnezeu este aici. Deci în război, ține minte, ai prezența divină cu tine. Ai prezența divină cu tine. Domnul nu te lasă singur în luptă. Așa-L zugrăvesc unii pe Dumnezeu. A, poate că Dumnezeu există, spun în felul următor și încă zeflemitori, batjocoritori. Poate că Dumnezeu există, dar după ce ne-a făcut, El s-a retras acolo în palatul Lui și ne-a lăsat pe noi aici să ne batem în cap și să ne descurcăm. Nu, noi nu avem Dumnezeu din ăla. Noi avem un Dumnezeu care zilnic ne poartă de grijă. Avem un Dumnezeu care ne-a promis solemn și a zis: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Avem un Dumnezeu despre care cuvântul Domnului spune așa: și ceea ce mă face să mă încred și să mai am speranță, zice un om care a văzut robia babiloniană, a văzut pe prietenii lui și poate membrii familiei luați cu forța și duși în robia babiloniană. Știți cine este omul acesta? Ieremia. Ceea ce mă face încă să sper, să nădăjduiesc și să cred este că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Frați și surori, doamnelor și domnilor, trăiți ziua cea mai binecuvântată. Am început cu o dimineață în care s-au reînnoit bunătățile Domnului față de noi. Pentru că a văzut că ne stă războiul în față, a văzut că ne stă opoziția în față și Domnul a zis: îmi reînnoiesc bunătatea mea față de voi. Și bunătatea Domnului însemnează
Dragostea lui ne înconjoară cu dragoste, ca să nu ne pierdem. Ne înconjoară cu îndelungă răbdare, ca să poate să ne ridice iară. Ne înconjoară cu iertare în bunătatea lui. Ne înconjoară cu tot felul de binecuvântări. Ne înconjoară cu harul său, pentru că ne face favorul să biruim. Mărit să fie numele Domnului. Și apoi, al cincelea aspect, în final, va fi război, dar dacă am văzut că este profeție în această direcție, când veți merge la război, dacă am văzut că este o percepție eronată despre război, cai și cară și oameni mai mulți, mai mari decât a voastră, și nu ne uităm la mărimea lui Dumnezeu. Trei, am văzut care este preceptul cu care trebuie să luptăm. Modalitatea, adică, este încrederea în Domnul, calmul în Domnul. Am văzut prezența divină, căci Domnul este cu tine. În al cincilea rând și în ultimul rând, ceea ce trebuie să vedem fiecare este că în război vom vedea puterea divină. Puterea divină. Ia auziți cum prezinte aici cuvântul Domnului. Căci Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, ca să-i scoată din țara Egiptului, n-a trebuit ca Dumnezeu să aibă putere? Este putere în război. Este putere divină. Faraon era înarmat până în dinți. Dar Dumnezeu a zis către Moise, hai să-l ironizăm un pic pe faraon. Așa văd eu. Și a zis îngerilor lui, vreți să avem fan cu egiptenii? Vrem, Doamne. Cum vrei să avem fan cu egiptenii? Ia mergeți la carele lor și scoateți cuiele de la roată. Și să vedeți, când începe să se miște carul, le cad roțile. Și spune că îngerul Domnului s-a dus și le-a scos cuiele din butucii care țineau roțile acolo. Încercau bieții egipteni să meargă. Toate carele li s-au răsturnat. Ca să te poată scoată din robia celui mai mare potentat, om de stat, la vremea aceea, a trebuit ca Dumnezeu să fie mare. Și Dumnezeu să fie mare, a trebuit să se folosească de puterea lui cea foarte mare și și-a arătat puterea lui cea foarte mare folosind un toiag. Azi ridică toiagul către mare și când a ridicat toiagul spre mare, Dumnezeu a deschis marea. Dumnezeu a deschis marea. Pentru că Dumnezeu are putere. Dumnezeu are putere. Și puterea lui Dumnezeu n-a scăzut. N-a scăzut. Este aceea și azi. Am să vă ilustrez din nou cu un exemplu din cunoștința mea personală. Acolo în satul în care eu m-am născut. Eu m-am născut la țară. Cum vă spuneam dimineață, în județul Sălaj, în vecini cu noi, la 3 sau 4 case de unde locuiam noi, era altă familie de creștini. Unul din copiii acestei familii era chiar de vârsta mea din același an și eram colegi de școală. Mama în familia aceasta, erau oameni foarte simpli, săraci, mama în familia aceasta era însărcinată cu un copil și a fost mereu bolnavă în timpul sarcinii. Au trecut cele 9 luni
de sarcină. Și n-am născut. Nici astăzi în satul în care eu m-am născut nu există dispensar medical măcar. Trebuie să se ducă oamenii cu căruța la comuna cealaltă unde este un fel de clinică, un dispensar medical acolo. Și nu s-a dus la spital, la dispensar măcar. A zis, s-a îndurat Domnul. Și au trecut 10 luni și n-a născut. Și au trecut 11 luni și n-a născut. Și au trecut 12 luni și n-a născut. Însă când a intrat în luna 12-a, i s-a făcut rău, pentru că copilul era mort în pântecele ei. Și probabil că a început să intre într-o stare de septicemie, de infecție totală a sângelui. I s-a făcut rău, a căzut jos și a leșinat. Au pus-o în pat și a stat acolo în pat câteva zile și nu s-a trezit. Era duminică, cum este astăzi, însă duminică la amiază. Biserica din sat, cu mic cu mare, a intrat în post și rugăciune pentru sora aceasta, ca Dumnezeu să se îndure de ea. Când s-a terminat serviciul divin, un grup de frați s-au dus în familie cu soțul acestei surori. S-au dus în familie, ea era acolo în pat, inconștientă, și s-au pus pe genunchi să se roage Domnului. Și s-au rugat. Și s-au rugat că a început să se ude, era vatră de lut în casă, nu era parchet sau așa ceva, era stil vechi de casă, oameni necăjeți, oameni săraci. A început să se moaie lutul de lacrimi și de sudoare din rugăciune. Și la un moment dat, în timp ce ei se rugau în felul acesta fierbinte către Domnul, au auzit un glas care era străin de cei ce se ruga, care a început să zică, Aleluia! Aleluia, Domnul este mare. Și sora s-a coborât din pat, s-a pus în genunchi lângă ei și s-a rugat Domnului și ea, poate o jumătate de oră. Dar când s-au ridicat de la rugăciune, copilul a dispărut din pântecele ei. A dispărut, pur și simplu. Ca și când s-a evaporat. Femeia s-a făcut bine în ziua aceea, în duminica aceea. Toată valea aceea a auzit că Dumnezeu a făcut minuni cu sora Anica, așa o chema. Dumnezeu este mare. Puterea lui Dumnezeu este cu noi. Dacă v-am scos din Egipt, pot să vă duc până în Canaan. Dacă ne-a scos din lume, frați și surori, ne duce până în cer. O fi războiul mare, o fi războiul desperiat, poate, pentru mulți, dar pentru că suntem împreună cu Dumnezeu și pentru că Dumnezeu este de partea noastră, de aceea trebuie să ne încurajăm. Trebuie să ne încurajăm. Vă spun aceasta și apoi vă chem la rugăciune. Imaginați-vă pe David. Se duce oștirea lui Israel în spate, oștirea filisteană în față. Și apare Namil aceasta de uriaș, Goliat. Și David
în final își e praștia, 5 pietre, traista lui de păstor. Și hai să vedem, să vedem cum să ne batem cu ăsta. Eu cred că Ionatan, care a început să-l simpatizeze pe David, s-a dus și a vorbit către David și a zis: Ionatane, David, nu te duce. Ți-au spus și frații tăi, nu te duce. Tu nu vezi cât e de mare. Și când i-au zis așa, nu vezi cât e de mare, eu cred că David s-a întors pe și a zis: bă, ăsta e avantajul meu. Dar cum? Păi ăsta e avantajul meu, este așa de mare, este imposibil să nu-l nimeresc. O piatră întrebă, că nu pot să dau pe lângă, că uite cât e de lat. Piatra mea tot prinde în el. Și-a prins. Și-a căzut. Pentru că războaiele sunt ale Domnului. Și biruința este a Domnului. Va fi război. Voi fi în război, vei fi în război. Dar este Domnul cu noi. Și pentru că a fost în stare să ne scoată din Egipt, este în stare să ne ducă până în Canaanul Ceresc. Până în împărăția glorioasă a lui Dumnezeu. Crezi tu lucrul acesta? Amin. Ne ridicăm în picioare. Poate că ești deja în război. Ești deja în situație dificilă. Spune-i Domnului în seara aceasta în rugăciune, spune-i Domnului: Doamne, Tu i-ai zis lui Gedeon, Domnul este cu tine, viteazule, și el se ascundea de umbre. Așa era de viteaz în clipa aceea. Dar când Domnul l-a făcut să vadă de ce este viteaz, pentru că Domnul stă lângă el și tot ce-i cere îi dă, a zis: mă duc la război. Cu câți? Cu 32.000, prea mulți. Cu cât să mă duc? Cu 300. Cu 300. Și ei sunt 135.000. Da, pentru că acolo este sabia Domnului. Și cu sabia ta nimicește pe vrăjmaș. Ne rugăm Domnului să aibă Domnul grijă de noi. Să aibă milă de noi. Și să aibă milă de casele noastre. Să aibă milă de viața noastră și fizică, și emotivă, și spirituală. Și să aibă milă de biserica Lui. Amin? Cu toții ne rugăm Domnului.